Elevii suceveni din învățământul preuniversitar, dar și preșcolarii sunt liberi la școală luni 5 octombrie de ziua educației. De asemenea, Ordinul de Ministru care aprobă structura anului școlar 2020-2021 prevede că unitățile de învățământ și inspectoratele școlare marchează prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie 2020, ziua internațională a educației. În contractul colectiv de muncă negociat cu Ministerul Educației este prevăzut faptul că ziua de 5 octombrie este zi nelucrătoare pentru tot personalul din învățământul preuniversitar, conform structurii anului școlar în curs.